Comitetul executiv al PSD a oficializat astăzi noile propuneri pentru cele două ministere la care președintele Iohannis a refuzat să facă numirile în cadrul remanierii de ieri. Liviu Olguța Vasilescu revine în forță și este noul candidat pentru postul de ministru al dezvoltării, după ce și-a pierdut postul de ministru al muncii și s-a refuzat numirea la șefia Ministerului Transporturilor. Da, consider că Olguța Vasilescu este calificată să ocupe mai multe portofolii, bineînțeles în același timp. Am văzut că în cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale a adus plus valoare. Dacă niciun fost primar nu este calificat pentru acest post, mă întreb retoric, cine atunci este calificat să ocupe acest post în cadrul Guvernului României? Trezorierul partidului Mircea Drăghici este noua propunere a PSD pentru Ministerul Transporturilor. Curtea Constituțională a decis încă din 2008 că președintele României poate respinge o singură dată o propunere pentru un post de ministru în cadrul unei proceduri de remaniere guvernamentală. Rămâne de văzut ce reacție va avea președintele Iohannis în cazul Liviei Olguța Vasilescu, în condițiile în care ea a fost respinsă deja odată pentru postul de ministru al transporturilor. Liderul PSD Liviu Dragnea a fost întrebat după ședința Comitetului Executiv dacă un refuz al președintelui de a o numi pe Olguța Vasilescu ministru la dezvoltare este un motiv de suspendare, iar președintele PSD a spus că în acest caz conducerea partidului se va reuni și va acționa constituțional. PSD așteaptă încă demisiile de onoare de la deținătorii actuale ai portofoliilor de la transporturi și dezvoltare, Lucian Șova și Paul Stănescu, a mai declarat președintele partidului Liviu Dragnea.